Potrivit ministrului muncii, tot mai mulți pensionari ar trebui să muncească și după pensionare, astfel încât să existe un raport echilibrat între persoanele active în câmpul muncii și pensionari. Mehedințenii nu sunt de acord cu această propunere. Sistemul de pensii din România poate fi redresat dacă se crește raportul dintre persoanele active și numărul de pensionari. Planul ministrului muncii este ca pensionarii să muncească și după pensionare. Mehedințenii nu sunt de acord cu acest plan, întrucât chiar dacă ar fi doritor, nu sunt locuri de muncă nici măcar pentru tineri. Mai mulți pensionari să lucreze. Păi, dar nu sunt ele locuri de muncă pentru ai tineri, dar minte pentru pensionari. Și mie nu mi-a convenit, am muncit destul. Tot pensionar sunt și eu. Așa ceva nu se poate. Pentru că orice om, când a venit vârsta de pensionare și așa, vârsta de pensionare se duce la 65 de ani, poate chiar mai mult, o să copieze după modelul european anumite state care ajung și la 68 de ani, vârsta de pensionare, și n-are cum. Acum, drept vorbind, un bugetar, așa zis, poate să stea la o vârstă mai înaintată, dar un muncitor nu. Nu rezistă. Rezistă un muncitor la șantierul naval sau la o uzină de vagoane sau, mă rog, un conducător auto la o casă, nu de ăștia care umblă cu taxiul prin oraș. Conducător de cursă lungă nu rezistă. N-au cum. Pe o parte e bine și pensionare să mai aibă câte unii, nu toți, să mai aibă câte o ocupație, că forța de muncă și așa e puțină. Pe altă parte, nu e de muncă, nu știu unde îi angajează, că nu sunt locuri de muncă pentru toată lumea. În România, numărul de pensionari este mai mare decât numărul de persoane active. Reintroducerea persoanelor vârstnice în câmpul muncii ar fi un concept sănătos, potrivit ministrului muncii Raluca Turcan. Însă, ironia face ca lipsa locurilor de muncă să fie tot mai accentuată la nivel național.